E un nume, un lucru aici, încă nu e, nu e final, dar e ceva în direcția asta. Este vorba de un centru care să aducă tot mai multe certificări la Cluj și să ajute la partea logistică de realizarea lor. Aici suntem într-o relație foarte strânsă cu Clusterul IT și încercăm împreună să sincronizăm, să sincronizăm lucruri, mai ales pe partea de, va urma în curând un ISN ales să vedem pe ce tipuri de certificări ar fi un interes local. Ce am identificat până acum și am reușit deja să implementăm direct, a fost o certificare pe BNB care a trecut, cred că în septembrie a fost, și urmează încă una pe, încă o certificare pe zona de BNB și pe zona de business analysis. Toată ideea acestui centru de certificări în zona de business performance este ca să avem o abordare integrată vis-a-vis de acest quality development care să se realizeze în Cluj. N-am făcut pe slide-ul ăsta. Așa? Ce... Păi n-ați certificat. Ce urmează foarte, foarte concret, în urma unei lansări realizate de Monica, care va detalia puțin mai mult ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în vară a fost lansarea unei, a fost o primă întâlnire pe zona de business analysis care s-a întâmplat în Cluj, o mini-conferință, care acum urmează, pe lângă partea de certificări care o demarăm în formatul acesta integrat, urmează lansarea unei comunități care de business analyst, care cu o frecvență lunară să se întâlnească și să-și lămurească câteva aspecte vis-a-vis de dezvoltarea lor profesională, vis-a-vis de dezvoltarea BA-ului în compania fiecăruia. Și întâlnirea va urma să aibă loc în data de 12, săptămâna viitoare. O să trec peste asta, că sunt foarte multe detalii aici. Ce va urma să se întâmple în cadrul acestei comunități sunt lucrurile pe care le-am trecut aici. Bineînțeles, suntem foarte deschiși ca această comunitate să evolueze împreună cu fiecare dintre cei care participă și aduc input-ul. În continuare, o las mai departe pe Monica și vă mulțumesc. Da, așa cum zicea și Cristina în tineauri, targetul nostru este să devenim un centru de excelență în timp pe domeniul analizei de business. Și acest lucru îl putem reuși doar împreună, contribuind fiecare dintre voi, cei pasionați de domeniu, nu doar analiști de business și requirements engineers care sunt în sală, ci pur și simplu toți pasionați de domeniu. Pentru că, la un moment dat, ca să ai proiecte de succes, atât managerul de proiect, cât și analistul de business trebuie să lucreze împreună. Și astfel vom oferi o gamă de activități. Și pentru mai multe detalii, vă așteptăm cu drag, marți, de la 18:45, la sediul Cluj Hub, pentru a avea o primă întâlnire în care vom aborda punctual toate acțiunile viitoare ale comunității. Așa, hot news. Înainte să se termine anul, am zis că o să facem și niște acțiuni super copii. Vom avea sesiunea a doua de BNB, organizată de Simona Boghez, care va avea loc în două etape, între 21 și 23 noiembrie și între 29 și 30. Iar pentru mai multe informații, sunt rugați să accesați cu încredere acest link pe care nu pot să-l zic. Și revenim la primul training de... Ca și paranteză, dacă vreți, dați de Simona, ea scrie ultimul articol despre vă. Da, exact. Fie rezidenția, fie adresa mea, o să zic a mea că e mai simplă, da. cristiana.ro și vă putem enroll-ul pe certificarea aceasta de PMP. Acum o să vă zic o mică detalii de la cea de BA. Da.
Și înainte de a trece la workshop-uri, e bine să vă niște de primul dream de BA care la care loc la și este VCS Foundation Certificate in Business Studies. Este organizat în colaborare cu cei de la IT Academy din București. Va avea loc în perioada 26-29 noiembrie. De asemenea, pentru detalii ne puteți contacta pe încredere, am făcut chiar anunț pe Mita. Noi vrem să demarăm o serie de certificări penalizate de business în colaborare cu mai mulți parteneri, dar trebuie să începem cu gram zero, astfel încât să pornim de la zero și să ajungem undeva sus. Și pentru toți cei interesați, vă rugăm să ne scrieți și să participați cu încredere pentru că încercăm să ne îmbunătățim cunoștințele în acest domeniu și totodată să devenim mai bun activitățile zilnice și să promovăm această profesie pe an local și în lume. Any questions? Nu, pentru mai multe detalii referitoare la costuri, vă putem ofunda marți și vă trimitem tot. Cel mai simplu e, dacă sunteți pasionați de acest domeniu, să intrați pe Meetup și să căutați BA Cluj, poate așa, BA... E pus și în revista la evenimente, dacă nu mă înșel. Și acolo e și un gathering al comunității, plus și partea de anunțuri pe care o vom face, vom continua să postăm, să postăm acolo. Asta așa pe scurt. Ca să wrap it up, ce ați văzut acum, e vorba de două certificări pe care overall acest centru de certificări vrea să-l aducă mai aproape de companiile locale și foarte în adâncime o să se intre în principiu cu partea de BA și alte certificări vor urma în urma unui dialog pe care vom porni și mai amănunțit cu fiecare companie. Bun. Acum am putea încerca chestia care de obicei o ratăm. Să facem un workshop așa de 20 de minute, adică un workshop pe loc de discuție. Dacă tu uite workshop-uri. Programare și management, ce zice? Sau luăm o pauză și mergem acasă. Mai rezistați 20 de minute? Pauză nu prea, că dacă facem pauză, rămâne o singură aici. Măcar să știe. Am mai pățit-o. Mai